Bună să vă fie inima, dragi oameni buni! Și bine ați venit pe Haplea! Suntem pe Haplea aceea, să opresc asta, să opresc căldurile și a venit iernile la mine, a venit. După cum vedeți, lucrez pe noapte. O să discutăm puțin despre lucratul pe noapte, între timp ce servim ceva. După cum bine știți, dacă sunteți membrii pe canalul mare, pe Adrian Coxău, servim niște orez. Stresat la ora 12 noaptea, m-am stricat și cu mâncărurile, mănânc noaptea târziu, mănânc. După cum știți vlogul, că o duceam rău cu banii, m-am mutat pe noapte. Ai, ce să fac? Oricum am ajuns în punctul în care orice om inteligent, orice om de succes își folosește timpul inteligent. Ah. Eu începusem. Să nu folosesc timpul inteligent. De exemplu, de când m-am mutat pe noapte, la mână chiar muncesc față de înainte. Când băgam o zi pe săptămână, mi-e rușine mie să spun că luam 180 de zile pe săptămână. Doi. Am terminat două cărți. Una, Sapiens, pe care vă recomand. Două, Think and Grow Rich, Napoleon Hill sau ceva de genul. Hill. A. Plus, ca ajunsesc, să fac episoade de ATS, American Truck Simulator. Care nu pot să spun că nu-mi place, că nu mă jucam de acolo cu Sila, știi? Doar că filmam vreo 20 de minute. Mai știam vreo 20 de minute să-l pun sus. Bună. Poate mă jucam și 2 ore pe zi. Ochitul mi-i forțam. Și mi-i forțez mai tare la calculator decât la muncire pe noapte. Concluzia mea. Acum, problema felul următor. Am zis în punctul în care mă jucam ETS. Înțelegeți? Nasol. Pentru că eu de bine de rău am copii de crescut. Sunt persoane care au ajuns la un nivel care să da, să-și permită, stau live o noapte întreagă, vin donații, se merită. Dar pentru mine, dragi oameni, vă spun, eu dacă mă duc 2 zile la muncă în plus, să abia scot pe alea 2 zile mai mult decât într-o lună de YouTube din 10 canale. Așa că zic, bă, pentru ce să dau eu viața mea să mă stresez pe când tumbalul? Na. Tămarea să se duce cu obsuțul vostru la muncă, viața mea. Am muncit mult. Foarte mult. Nu mai pun delivery pe canalul mare. Am muncit foarte mult. Lumea zice, bă, legi de șoferă, nu știu cine știu.
Am muncit mult. Extraordinar de mult. A fost zile din viața mea, săptămâni, ani din viața mea la rând. Acum a intervenit copilul și normal că prioritățile se schimbă. Și e foarte bine ce am făcut, adică să renunț. Ideea e în felul următor. Vreau să renunț să mai aprind calculatorul. Calculatorul să-l aprind doar în zilele în care nu mai intru la muncă. Și reușesc. Nu mai aprind calculatorul. Nu mai aprind calculatorul. Chiar dacă iau starturi la 9-10 seara, trebuie să recunosc că mă simt bine. Am muncit mult, dar și cu ajutorul Amore nu reușeam. Fără Amore nu reușeam, sunt eu. Fără ajutorul Amore nu reușeam. Degeaba mă dau eu. Am filmat 2200 de drag vloguri în 4 ani de zile. În contextul în care am muncit și 4, 5 și 6 zile pe săptămână și am continuat să postez zilnic. Înțelegeți, dragi oameni buni? E greu, nu face pentru nimeni. Nu vă întrebați de ce nu mai există drag vloguri? Nu știu pe nimeni care să-i posta zilnic daily vlog 4-5 ani de zile cât am eu. Și mai ales 2 minute drag vlog. Cred că singurii care au postat daily vlog de asta mă stimă și un respect față de ei sunt Becea și Lecturatul. Și el de 2 ori pe zi. Dar nu am avut job. E greu să te duci la muncă poate și câte 15 ore pe zi să filmezi 2 zile după aia 3 zile dimineața până seara să editezi. E greu. E greu. E foarte greu, dragi oameni buni. În momentul de față trebuie să stau în felul următor. Nu mai țin decât canalul Haplea pentru mâncarea unde mâncați la masă cu mine și pe la mare. Nu mă mai joc jocul video decât pe live și asta pe canalul al mare. Nu mai postez zilnic pe canalul al mare pentru că mai bine să o zi afară. Pe săptămână, ziua aia afară, ei mi-au 200 pe ea. Aia pe care mi-o luam ca stând la calculator editând de dimineața până seara. Ies afară și mi-au 200 pe noapte, afară și am terminat bolciu. Altă treabă, când ajung acasă, nu-mi bag capul cu vloguri. Nu aprind calculatorul deloc. Calculatorul mă rupe de ochi mai tare decât mă rupe condusul pe noapte. Vă rog să mă credeți. În rest, dor ca porcul. Dorm ca porcu. Ce să-mi făcusem să se împing lateralul ăsta? E gata. Dorm ca porcu, man, vă spun. Rup. În felul următor. Se iau 2 nopți consecutive, a treia acasă. 2 nopți consecutive, a treia stau acasă. Adică 2 nopți nu le dorm că le conduc. Următoarea noapte o dorm acasă. Știi? Și tot așa. Undeva la 5 zile pe săptămână aș vrea să mă duc 5 nopți pe săptămână. Maxim mie mi-ar cuveni. Și banii sunt mai mulți pe noapte și pe weekend iar la fel. Eu ies și pe weekend, ies pe noapte, ies pe weekend, ies pe tot ce să mai pun. Singurul lucru pe care nu vreau să-l fac, dorm în camion, atât. Și cam astea ar fi planurile, dragi oameni.
Dacă eu, gândiți-vă cum să se apuce lumea de drag vlog. Sau să facă lumea drag vlog. În contextul în care eu pot să recunosc că după 4 ani de vlog nu se merge să fac YouTube. Din punct de vedere financiar. Dacă nici eu n-am muncit, bata, mama, eu nu știu, trag vlogger, nu există și n-a fost, nu există. Trag vlogger să facă pe platforma YouTube, să facă nici măcar jumate nimeni, jumate din contentul pe care am creat-o, adică vlogul ăsta pe camion. Bă, nu spun, 1000, nu 2200 de trag vlogger cât am făcut eu. Acum de YouTube eu nu pot să mă las. Nu. Dar nici nu mai pot să spun că o să mai stau dimineața până seara la Salvador. Edit videoclipul și postând. Am pus volum destul. Am pus volum destul. Oamenii care sunt lângă canal știu. Interesant. Am pus volum. Acum punem mai puțin. Eu cred că cel mai bine ar fi un vlog la 2-3 zile. Ok? Asta în contextul în care am ceva mai bun de făcut. Dacă n-aș avea ceva mai bun de făcut, da. Dar decât stau la calculator și de dimineața până seara, mă duc la muncă, dragi oameni. Vă spun, mă duc la muncă și mi-au 200 pe noapte. Și nu stau și stau și mă relaxat. De pierdut plaja prin curte pe aceea. Sunt la a doua remorcă, mai am una a treia. Păi stau câte oră, ori ceva, două ore stau să mă scarge așa, mănânc. Stau așa. Văd ale mele, înțelegeți? Care ar fi situația? Mâncai orezul ăsta, mamă, cum fumă, mă, cum mersă, mă. Amore și am. Păi nu rezistam așa. Nu rezistam așa, vă spun. Să fac de vreo ați ani. Dar la mine mâncarea a fost mâncare, masa, masă. Somn, nu somn. Gata, mă, termin și partea asta. Păi mă, îi las. Aici să mă bag pe dimineață. Ceva. Că abia 12. Pe la 6 mi-am mâncat ceva.
Am ajuns treaba, dragi oameni buni. În cazul care ați mâncat alături de mine, grijile voi de trupurile voastre, de veți vloguri mai noi, ca pe canalul mare punem vechi, deveniți și voi membri, dacă vreți să mă susțineți în lupta mea cu supraviețuirea asta online. Stimă vouă, am grijă de trupurile voastre, spuneți nu drogurilor.